le Mont Bugarac. De unde ar veni aceste energii, nimeni nu poate spune cu precizie. În schimb, există o legendă prin care mulți își explică fenomenul. Sus, în munte, lângă Bugăraș, ar fi poposit acum 2000 de ani Maria Magdalena, plecată în pribegie ca mulți alți proaspăt creștinați după înălțarea lui Isus. Ea ar fi adus Sfântul Graal, pe care l-ar fi ascuns sub stânci. Tot aici, spune legenda, s-ar afla și mormântul Mariei Magdalena, care n-ar mai fi părăsit aceste locuri până la moarte. Pelerinajul constant îi irită însă la maximum pe cei 200 de locuitori, care nu ies din casă cu zilele, pentru că s-au săturat să le tot spună vizitatorilor povestea locului. Primar în Bugăraș de 40 de ani, Jean-Pierre Delors îi înțelege perfect. We are coming from Canada, which is a very petit appartement, notre groupe d'Indiens. Nous pensons venir avec deux autobus. Les Incas ont prédit bon, j'ai vu que les planètes étaient en train de s'aligner là. J'aurais voulu savoir quand est-ce que le grand vaisseau était prévu, fini de le construire là, pour qu'on puisse en aller avant le cataclysme. Sunt numai două dintre sutele de telefoane pe care primarul le-a primit în ultimul an. Oameni din toate colțurile lumii care îi cer ajutorul sau doar îl anunță că vor veni să viziteze locul ales. Ils me demandent pour savoir si je pouvais leur procurer une location de pour un bunker. Ils m'avisent qu'ils viendront pour le 21 décembre. Si sur un site internet, il y a des gens qui vendaient des cailloux du pic, tu peux acheter une prière. Toi, si tu habites en Roumanie, tu peux pas. Tu peux faire venir quelqu'un qui va prier pour toi sur le pic. Pour 60 euros. Mais c'est pas moi, je te préviens. Isteria e atât de mare încât pietrele de pe Bugăraș au ajuns să se vândă cu 3.000 de euro kilogramul, iar pe adresa primăriei sosesc în fiecare săptămână sute de scrisori și de mail-uri cu rugăciuni și prevestiri. Il y a une société qui propose au monde entier à des gens d'écrire une lettre testamentaire pour la stocker ici. Comme ça, s'il y a fin du monde, cette lettre, elle sera préservée et on pourra la divulguer aux générations qui resteront futures. Ça, c'est la dernière. Il y a des gens qui sont très, très imaginatifs. De anul trecut, de când numărul vizitatorilor a crescut simțitor, și-a făcut obiceiul de a urca pe munte cu oamenii din sat ca să adune obiectele de cult pe care vizitatorii le lasă după incantații și ritualuri ciudate. Ça, pas difficile à comprendre, ça c'est un cristal. Et ça c'est une vierge noire qui était scellée dans le pic. Tu vois, il y a même de l'or. Ouais, c'était en dessous, c'était sous un tas de cailloux là, tout à fait au sommet, caché. Ça par contre c'était scellé dans une cavité avec des offrandes. Și spune că fenomenul a atins o asemenea amploare încât până și unele biserici au început să-și arate interesul. L'église évangéliste qui m'a contacté pour venir faire un temple ici, oui. Mais on a dit niet. Pas question. Dacă numărul vizitatorilor a crescut recent, interes pentru această zonă a existat, se pare, de sute de ani. Nostradamus, les Visigoths, Marie-Madeleine, les membres des confréries templières, les francs-maçons viennent ici. De 10 ani, Patrick Daquet aduce sute de oameni în acest loc pe care îl crede sacru. Când l-a descoperit, Patrick era regizor și avea un studio de producție cinematografică în Paris. În timpul unei excursii la Bugăraș însă, spune el, a simțit un soi de energie care l-a încărcat și care nu l-a mai părăsit. Și-a abandonat afacerea și-a luat soția și s-au instalat aici. De 10 ani, acest munte e lumea lor. La Bugăraș, crede Patrick, e sursa uriașei energii benefice care va cuprinde pământul la sfârșitul lui 2012 și de aceea aici vin foarte mulți oameni care vor să se pregătească pentru noua eră. Și bolnavii se pot vindeca, spune el, doar că nu trebuie să rămână foarte mult timp pe munte. Cette terre-là, c'est comme une grosse loupe, ça amplifie tout. Le bien comme le pas bien. C'est-à-dire que si on est vraiment trop éclaté, d'habiter là, c'est dangereux parce que ça va grossir tout ce qui n'est pas bien travaillé. C'est un lieu spécial. Il y a plein de personnes qui viennent ici en espérant trouver la terre promise. Și se mai spune că locul ar fi atras inclusiv atenția unor cercetători americani. Des Américains sont venus avec des appareils très sophistiqués, puis ils ont mesuré tout le coin et ils ont pu noter une grande excavation souterraine de 30 km de long.
Nici unul dintre cei de aici nu crede în sfârșitul lumii așa cum a fost el prezis pe baza calendarului Maya. Dimpotrivă, Patrick crede că toată această agitație le face oamenilor foarte mult rău. El însuși s-a întâlnit cu efectele panicii create de profeții moderni. Et j'ai appris cette semaine qu'il y avait une jeune de 18 ans, une jeune fille de 18 ans qui attendait vraiment le 21 décembre 2012 et qui est persuadée que c'est la fin du monde. Ce sont ces êtres en grande souffrance qui vont utiliser l'événement pour peut-être continuer de se détruire. În schimb, sunt cu toții convinși că omenirea a ajuns la granița dintre două ere în acel moment prezis și așteptat de toate culturile pământului. Jésus à l'époque, c'était l'ère du poisson. C'était la nécessité de prendre conscience de l'ouverture du cœur, l'amour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du Verseau, c'est l'ère de la conscience. C'est-à-dire que ce nouvel ère permet à ce que chaque être humain prenne conscience que c'est par lui-même qu'il va pouvoir grandir et trouver sa propre évolution. Cu fiecare grup, Patrick participă la ritualuri ciudate, care, spune el, adună energia divină a locului și îi ajută pe oameni să-și elibereze sufletul de greutăți și de păcate și să se pregătească pentru noul început. În grup, nu toți înțeleg acest ritual, dar prin el, fiecare pare că își caută propria cale spre divinitate și spre adevăr, o divinitate pe care ei o percep sub forma unei energii binefăcătoare, care îi va ajuta să-și deschidă inima și mintea spre ceea ce ar urma să se întâmple. On est dans un cycle nouveau et ce cycle a une sorte d'apogée, si on peut dire, le 21 décembre 2012, selon le calendrier maya. Parce que c'est des alignements de planètes qui l'ont prévu il y a 26 000 ans. On va rentrer donc dans ce nouvel ère grandiose, magnifique. Astronomii însă îl contrazic. Alinierea planetelor pe 21 decembrie 2012 nu numai că nu prezice nimic, dar nici măcar nu e un fenomen spectaculos. It sounds very scary, but it happens every year around the winter solstice. The alignment could be damageable if the gravitational influence of the sun were less. But if tiny planets are aligned or not, we don't care, we just feel the sun. It will be slight perturbation on this, but nothing to be catastrophic. Chiar și maiașii au vrut să ne dezvăluie altceva în prezicerile lor. Cel puțin așa spune Simet. Vine din Palenque, Mexic, și e parte a micii comunități maia rămase după decimarea acestei civilizații de Cortez și conquistadorii spanioli. Acum călătorește prin toată Europa pentru a dezminți prezicerile sfârșitului de lume și a reda tot ce a ajuns până la ea, transmis din generație în generație. Noi am găsit-o într-un orășel din Provence, Franța, unde a fost invitată de primar să le vorbească oamenilor mari și mici. Toată informația care tu vas escuchar no la encontrarás en ningún libro, porque esta transmisión se nos ha dado desde niños, desde el vientre de nuestra madre. Hay un momento en que los mayas lograron traspasar, que sabían lo que iban a pasar, una aceleración del tiempo. Cuando tú dices es día, pero wow, hay cuatro días o el tiempo gira muy rápido, porque nuestra madre tierra está girando a una velocidad increíble. Todo está fuera de su lugar. Eso es lo que nos han prevenido nuestros ancestros, que hay que cuidar mucho tu madre tierra. Și maiașilor, spune ea, știau de câteva decenii că lumea va trece prin momente grele, că oamenii vor fi nevoiți să se schimbe ca să poată continua viața pe pământ. Iar această schimbare va începe pe 21 decembrie, când, conform credințelor maiașe, se va intra într-o nouă eră numită al șaselea soare. Este sexto sol viene acompañado de todo lo que ha pasado últimamente, que hemos visto terremotos, hemos visto incendios, porque la tierra necesita limpiarse. Entonces, es parte de unas predicciones que se están cumpliendo. En este momento, antes del 2012, estamos pasando por el Salón de los Espejos. ¿Qué quiere decir esto? El Salón de los Espejos quiere decir que estamos viéndonos, que realmente qué estamos haciendo de nuestras vidas, si realmente qué estoy haciendo en esta madre tierra, por qué estoy aquí. Entonces se está abriendo un nuevo cambio de conciencia. Și poate cea mai importantă misiune primită de Simet de la comunitatea ei a fost aceea de a le spune tuturor că profeții moderni care vorbesc despre sfârșitul lumii se înșeală. Este calendariu de la cuenta larga se termină exactamente
entre el 21 de diciembre de 2012 que la mala reputación, la mala información y la ignorancia ha conllevado a la humanidad a lo que se llama el miedo y el pánico. Deben de comprender que no es el fin del mundo, es el fin de un mundo, es una nueva forma de vivir. Peste tot pe unde călătorește, primește aceeași întrebare: va veni sfârșitul? Iar ea le răspunde la toți că acolo de unde a pornit această idee, acum e sărbătoare. Si tú te vas, tomas un avión a México, vas a ver que ahorita nosotros estamos viviendo lo que hemos estado esperando más de 5.000 años. Hay olas de gente que viene del mundo entero realmente para compartir esta energía. Sabes, tenemos muchos centros ceremoniales como Uxmal, Chichen Itza, Palenque, Teotihuacán, toda la zona maya está pero llena, donde realmente la gente va con la creencia, ¿verdad?, de la felicidad, de la fiesta, del gran cambio. Y para nada estamos viviendo en el pánico, en el miedo. Și ca să-i liniștească pe oameni, prin toate țările prin care a trecut, le-a lăsat un dar, ritualuri de curățare a sufletului, așa cum se făceau pe vremea în care maiașii încă mai erau o mare civilizație. Tot de o mare schimbare se pregătesc și sute de români, oameni obișnuiți care nu se mai regăsesc în realitatea României de astăzi și care își caută propria identitate în trecutul țării. Se adună periodic într-un loc despre care se spune că e încărcat cu energie benefică și unde, acum peste 2000 de ani, a existat un sat construit de daci pe nume Bârdava. Nu e o coincidență. Întreg grupul care participă la ritual crede că, întorcându-ne la valorile strămoșilor noștri, vom trece cu bine peste schimbările care se pregătesc începând cu sfârșitul acestui an. Dacă noi suntem dispuși să facem acest lucru, să facem pasul, atunci să știți că civilizația noastră va înflori împreună cu bătrâna noastră Europa și cu poporul acesta ancestral. Este un popor vechi. Un popor care a avut demnitate, a fost călcat întotdeauna în picioare și de aceea poporul acesta va merge înainte și va renaște. El este Ovidiu Coșbuc, strănepot al poetului George Coșbuc și omul care organizează aceste ceremonii. A început acum 3 ani, convins că sfârșitul lui 2012 e începutul unei transformări definitive în România. Am deschis acest traseu legat de focul sacru și vrem să reînnoim spiritul acestui popor. Multe profeții au vorbit despre România. Iată că a ajuns momentul de cotitură. Fost preot la Vatican, profesor universitar și pasionat de culturi ancestrale, nepotul lui Coșbuc a abandonat cariera strălucită pe care o avea în Italia ca să întemeieze acasă, la Brad, o școală spirituală pentru români pe care îi consideră cel mai vechi și mai înțelept popor al Europei. Am dăruit lumii comori, spune el, dar ne-am oprit din evoluția noastră pozitivă, împiedicați de alții. Toți ne-au călcat și ne-au biciuit și cam în poezia lui Coșbuc noi vrem pământ. Acum, la sfârșit, noi o să ieșim cumva purificați. Eu aș zice că într-o perioadă de 4-5 ani se schimbă lucrurile în mod foarte, foarte intens. O să ne recâștigăm demnitatea, o să iasă adevărații lideri din poporul acesta, dar trebuie să mai așteptăm puțin. Astfel de lucruri le spune sutelor de români pe care i-a întâlnit în ultimii ani și pe care încearcă să-i mobilizeze pentru viitorul mare care ni s-ar pregăti. Dacă vrem un miracol, atunci trebuie să ne suflecăm mânecele și să trecem la lucru. Va fi bine pentru România. După ce trecem prin focul acestei crize de moment. Până atunci însă organizează și cursuri de supraviețuire pentru tineri, în eventualitatea în care se vor lovi de situații extreme în perioada următoare. Îl ajută prietenul lui Relu Peștean, fost ofițer SRI, care spune că s-a schimbat pentru totdeauna după ce a trecut printr-un episod de moarte clinică, în urma căruia a început să privească viața cu alți ochi. De la un orășean convins, a ajuns un împătimit om al naturii. Adun energia din mediul înconjurător. Îți iei putere de la nuc, de la frasin, de la fiecare fir de iarbă, de la caii care sunt pe lângă noi și fiecare furnică care este în jurul nostru. Trageți energie din tot. Este energia bio. Sunt mulți care fac asta. Și asta este darul nostru, de fapt, să pregătim oamenii. Înveți unde să-ți cauți hrana și cum să o mănânci. De orice fel de iarbă, când se foame, scoarță de copac. Din punct de vedere a psihicului, da, creierul mare știe cum mânca ceva și că e ok pentru el. Și
atunci omul poate să meargă mai departe, că rămâne psihicul sus. Relu Peștean spune că în viață s-a aflat uneori în situații critice, izolat în pădure, fără hrană și fără apă. Atunci s-a salvat mâncând ierburi și mai ales insecte. Iar astăzi, el și Ovidiu Coșbuc le demonstrează cursanților cum să caute apa. În 2013 și în 2014 avem o situație mult mai dificilă datorită maximului solar și atunci trebuie să știm unde este apa. Aici se poate săpa fântâna. Deci între 6 și 7 metri este 100% apă în acest loc. Și cu ce se pot hrăni atunci când în jur nu e nimic de mâncare? Vedeți? Funicile. Sunt foarte bune. Au gust de lămâiță. Astea sunt mai bune în pădure. Trebuie să mănânci așa vreo 200 caste saturi. Nu se depășește măsura la început pentru că conține acid formic. Cursul se sfârșește târziu, cu ultima și cea mai importantă lecție, mersul pe jar, în care Ovidiu Coșbuc e expert. Eu le-am făcut de peste 70 de ori, trecerea pe jar și dans pe foc 7 minute, dar întotdeauna este ca prima dată. Adică există mereu riscul să-ți arzi stâlpile, însă Ovidiu Coșbuc spune că această probă va demonstra stăpânirea de sine, forța interioară și curajul necesare pentru a înfrunta orice situație aflată la limita dintre viață și moarte. Sunt 600 de grade la nivelul covorului de jar și pentru mulți dintre cursanți, acesta va fi recordul vieții lor. Se lansează cu toții, fără teamă, și reușesc să ducă misiunea până la capăt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ritmul afară! Acum, cursanții lui sunt pregătiți pentru orice. Ovidiu Coșbuc nu exclude ca explozii solare sau turbulențe sociale să apară odată cu luna decembrie, când Pământul ar intra într-o nouă fază a evoluției. Însă nu crede în apocalipsă, așa cum o prezic cei cu scenarii catastrofice. Nu va veni niciun sfârșit al lumii, pentru că nu există un sfârșit al lumii. Lucrurile sunt în schimbare, chiar dacă pot să aibă loc mișcări tectonice. Polul Nord să alunece mai mult în direcția Siberia, că se observă acest lucru. Pământul se va adapta. Și totuși, de ce s-a instalat panica? Profesorul Nicolae Grube, omul care cunoaște cel mai bine Codexul Maiaș de la Dresda, are o explicație. It is a modern invention. Really, nothing to do with the Maya. We are living probably in a time of great change, of powers, great change of economies. Now we see the collapse of our own economic system. In this climate, I think that apocalyptic visions have a great attraction. De fapt, omenirea se pare are un obicei vechi de când lumea de a-și prezice propriul sfârșit. Și uneori, decizii de importanță planetară sunt luate de personalități ale lumii în funcție de modul în care interpretează mesajele biblice. An example is Ronald Reagan, who was raised in a church that read and believed literally in the prophecies of Revelation. When he became president, he was heard to say that revolution in Libya was one of the signs of the end times predicted. And he invited preachers and theologians who believe these things to come and talk to the generals in the Pentagon, people who had the power to end the world because they had the nuclear arsenal of the United States at their disposal. Despite our repeated warnings, Gaddafi continued his reckless policy of intimidation, his relentless pursuit of terror. He counted on America to be passive. He counted wrong. That's a very unsettling idea, that a great power like the United States, with the power to devastate the world with nuclear weapons, had a president who was a true believer in this very alarming text. But there are plenty of other people in high positions in government who take quite literally the prophecies in the Book of Revelation. De la această carte, spune profesorul Kirsch, a și pornit totul. Sumbră, dură, amenințătoare, ea e folosită ca un manual de către nenumărații profeți ai dezastrelor planetare. Puțini sunt însă cei care înțeleg cu adevărat mesajul biblic. Apocalipsa, spune părintele Necula de la Biserica Metropolitană Sibiu, nu e despre sfârșitul lumii, ci despre un nou început. Și am văzut când a deschis a șasea pecete, a fost o cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, iar luna întreagă s-a făcut ca sângele. Stelele cerului au căzut pe pământ, cerul a dispărut ca un sul care se înfășoară și toți munții și toate insulele s-au mișcat de la locul lor.
împărații pământului, conducătorii cei mari și comandanții de armate, cei bogați și puternici, toți sclavii și toți cei liberi, s-au ascuns în peștele și în stâncile muncilor, spunând munților și pietrelor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care șea de pe tron și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lor și cine poate rămâne în picioare. Această scenă, spune părintele Necula, seamănă izbitor cu o alta din Biblie, un moment care ar putea fi considerat și el o apocalipsă. Are legătură cu Vinerea Mare, cu urcarea Mântuitorului pe cruce, când la fel se întunecă pământul, se crapă catapeteasma templului, se cutremură pietrele. Pentru Ierusalim, acolo era împlinirea apocalipsei. Cel ce trebuia să vină, venise și ei nu-l recunoscuseră. Așa se întâmplă și aici. Nu ne putem închipui o venire suavă a celui care judecă pământul. Va fi un moment greu pentru noi, dar să și ne dăjduim că în această a doua venire Hristos se va descoperi ca Dumnezeul iubirii. Noi știm că Dumnezeu e iubire, știm că Dumnezeu e smerenie, știm că Dumnezeu prin iubire și smerenie ne poate mântui. Restul sunt amănunte de scenariu. La interpretarea greșită a Apocalipsei biblice contribuie și un alt element. Oamenii uită că ea e descrisă în ritualurile bisericești zilnice și e trăită de fiecare dintre noi la liturghia creștină. Iar spațiul Lăcașului Sfânt este și el desprins din decorul minuțios descris de Ioan Teologul în Cartea Revelației. Și iată, un tron era în cer și pe tron ședea cineva. Masa altarului nu este altceva decât tronul lui Dumnezeu cu oamenii și pe tron și-a de cineva. Cine? Vă arăt acum Euharistia, prezența reală a lui Hristos, și vă arăt Evanghelia, cuvântul lui viu, care este acolo. Și 24 de scaune înconjurau tronul și pe scaune 24 de bătrâni. Suntem noi toți care participăm, iar în mijlocul tronului și împrejurul tronului, patru ființe. Ființa cea din tâi era asemenea leului, a doua ființă asemenea vițelului, a treia ființă avea fața ca de om, iar a patra ființă era asemenea vulturului care zboară. Deci sunt semnele celor patru evangheliști și în Evanghelie sunt textele celor patru evangheliști care se proclamă zi de zi în adunarea liturgică. Părintele Ioan Forcaș, protopop de Blaj, spune chiar că această apocalipsă zilnică e preambulul reîntoarcerii lui Hristos. Cu toate cuvintele, cu toate ictenile, cu tot ceea ce înseamnă construcția liturghiei, noi facem vie în fiecare liturghie exact apocalipsa. Dar așteptăm o a doua venire în care să se împlinească de plin ceea ce săvârșim pe pământ, să se săvârșească ca și în cer. Fiecare zi este o zi apocalipsă. Biserica e un spațiu al descoperirii lui Dumnezeu. De când Duhul Sfânt i-a transmis lui Ioan Teologul textul Apocalipsei, altul a fost sensul suprem pe care Dumnezeu l-acordase acestei cărți, care a speriat oameni neavizați. Pentru omul normal, Apocalipsa a Sfântului Ioan Teologul nu e altceva decât o mângâiere adusă de Dumnezeu pentru suflet. Sfântul Ioan Teologul este cel care ne spune că e scrisă spre bucuria noastră, nu spre întristare, niciun caz spre spaimă. A transformat o carte a Scripturii într-un bau-bau doar așa ca să dea bine este încă una dintre încercările ereticilor de a fi inventivi. Sigur că și valul acesta va trece ca alte multe valuri care au trecut peste noi. Așa că oamenii care spun că știu exact când va fi apocalipsa stârnesc amuzamentul preoților. Auzeam de decembrie anul acesta, decembrie. Știți, diavolul lucrează și foarte și red. Mântuitorul spune în Evanghelia după Matei că în vremurile acelea vor veni proroci mincinoși și Hristoși mincinoși. Deci au caracteristica unui proroc, aparența unui Hristos, dar care sunt cu capul în jos, răsturnați, falși. Sosirea acestor oameni, nerăbdători să cunoască ceva ce nu înțeleg, se trage, crede părintele, dintr-o lume care și-a întors privirea de la credință, care preferă să caute în altă parte ceea ce e deja în fața noastră. Omul care este slab în credință și lipsesc criteriile și principiile existenței creștine, atunci se tot leagă de toate minunile și când rupe o frunză și vede că e formă de cruce, minune și face ce se întâmplă, sau aleargă la toate izvoarele și toate moaștele. Se avântă, se împinge, se trage, leșină și uită că în biserica lui parohială este trupul și sângele lui Hristos pe altar, pe care poate să-l primească. Amăgiri care nu vor vindeca sufletele oamenilor, ci doar vor da naștere mereu altor interpretări și altor profeți moderni.
a numerologii, a fâții cifrele, a interpreta date de venire, de aterizare, de... E un pic sefistic și foarte periculos. Hristos nu-i vader. Hristos este Dumnezeul cel viu. S-au făcut filme întregi pe cei patru cavaleri ai Apocalipsei, s-au pus cai, s-au dat scos cai, unii zic, nu, vin sateliții, cad marțienii, vin marțienii. Să fie sănătoși, cine crede în vader, de vader are parte. Orice fel de speculație pe seama Apocalipsei se pedepsește cu moartea. Orice fel de bucurie și de citire corectă și în bucurie Apocalipsei se binecuvintează cu viața veșnică. Avem de ales moarte sau viață. De peste 200 de sfârșituri de lume anunțate, pământul și oamenii lui au ales viața și nu e exclus să mai fie prezise încă de 10 de ori pe atâtea înainte ca pământul să dispară. Astronomii ne spun că dacă nu ne facem singuri rău, viața Terei se va sfârși odată cu cea a Soarelui, adică peste 5 miliarde de ani. Iar preoții ne învață să nu mai căutăm în jur răspunsuri pe care nu ni le poate da nimeni și să ne gândim mai mult la veșnicia sufletului nostru, pentru că poate nici nu ne e dat să știm ce înseamnă cu adevărat sfârșitul. Și acum, haideți să vedem lumea în toată splendoarea ei. Ghid ne va fi românul Corneliu Cismașu, devenit ulterior Jimmy Cornel, omul care a intrat în cartea recordurilor după ce a străbătut de 3 ori pământul de la un capăt la altul în vase cu pânze și a revoluționat competițiile mondiale de iahturi. Povestea lui începe acum 3 decenii, când temerarul român a plecat pe mare cu soția și cei 2 copii și nu s-a mai întors acasă vreme de 6 ani. Peripețiile acestui navigator extraordinar, imediat. Calmează pielea după epilat. Toată viața a fugit după libertate absolută, un vis pe care l-avea de pe vremea în care trăia în România comunistă și simțea că se sufocă între granițele închise. Iar când a ajuns în lumea liberă, le spunea românilor de la microfonul BBC povestea locurilor fabuloase pe care le vedea. O jumătate de secol mai târziu, Jimmy Cornel e o legendă vie. E considerat unul dintre cei mai mari navigatori ai lumii, cu recorduri, premiere și aventuri incredibile. A văzut lumea toată de 3 ori și peste tot a dus România cu el. You're tuned to the General Overseas Service of the BBC. This is the British Broadcasting Corporation. După pregătire seculare, care au durat aproape 3 săptămâni, am plecat din Londra luni 28 aprilie, cu numai o zi întârziere față de data fixată încă în decembrie. În vremurile în care comunismul naviga cu vântul în pupa spre utopie, lăsându-i pe români ancorați în realitatea cruntă, o țară întreagă l-asculta ilegal pe Jimmy Cornel și visa la aventuri incredibile, la orizonturi nesfârșite, la povești fabuloase și, mai presus de toate, la libertatea care le năștea pe toate acestea. De acolo, din studiourile londoneze ale BBC, vocea lui Jimmy Cornel părea să le promită românilor că tot ce visează ei există și va deveni într-o zi realitate. Dovada că se poate era chiar el. Aproape toată tinerețea mea, tatăl meu a fost în închisoare la canalul Dunărea Marea Neagră între 49 și 52, în alte închisori mai târziu. Faptul că am crescut într-o țară sub un regim în care totul depindea de altcineva, nu puteai să hotărăști tu soarta ta, mi-am dat seama că nu există nimic mai prețios decât libertatea. O jumătate de secol mai târziu poate spune că a reușit să-și trăiască libertatea la modul absolut și a făcut-o atât de bine încât numele lui a devenit legendă, iar aventurile lui premiere mondiale și recorduri înscrise în Guinness Book. Astăzi, Jimmy Cornel, românul, este considerat a fi unul dintre cei mai mari navigatori ai ultimului secol. Singurul care a făcut de 3 ori în conjurul lumii într-un vas cu pânze, primul care a dus numele României în locuri rupte de civilizație, acolo unde nu fusese văzut niciodată picior de om alb. Dar pentru asta a trebuit să fugă din țară și mai ales să-și urmeze visul cu îndârjire. Am văzut prima oară marea la vârsta de 9 ani și am fost fascinat, nu știu de ce,
Cu toate că poate există o legătură, fiindcă prima fotografie pe care o am despre mine, aveam 3 ani, cred, și eram în costum de marinar. Cărțile pe care le citeam când eram copil erau tot de una ceva de a face cu marea, cu toate că locuiam la Brașov, în munți. Dar am avut o afecțiune pentru mare și cred că mi-am urmat destinul. Pe vremea când încă își croia destinul, Jimmy Cornell avea un nume românesc, Dragoș Corneliu Cismașu, și un singur gând: să scape din bezna comunistă și să vadă ce e dincolo de ea. I-a reușit târziu și greu, la 29 de ani, când s-a îndrăgostit de o englezoaică și a plecat după ea la Londra. Și, de la primul pas în lumea liberă, a găsit viața perfectă. Un post de realizator la BBC, secția română, și un vas cu care putea ieși pe mare. Am început să navighez pe iahtul BBC-ului și știam cândva aș vrea să plec pe mare. Am discutat această idee cu Gwenda și Gwenda, care este foarte aventurieră, a spus, da, este o idee foarte bună. Au cumpărat, deci, cu bani puțini, coca unui iaht și au construit restul singuri, piesă cu piesă, șurub cu șurub, până când, 2 ani mai târziu, Jimmy Cornell a știut că a venit momentul să caute acea libertate absolută, fizică și spirituală, care să exorcizeze pentru totdeauna temnița care crescuse în el. Și-a botezat iahtul Aventura, după numele programului său radiofonic difuzat duminica de la ora 6, și apoi a ridicat pânzele. Aveam 35 de ani și știam că dacă nu o facem la 35 de ani, când copiii sunt încă erau de 6 și de 8 ani acum, nu vom face niciodată. Vreau să facem un voiaj în jurul lumii cu copiii noștri, indiferent de sacrificii. Au plecat în aventură cu 50 de lire, atât aveau. Au ridicat ancora în mai 1975, în ceea ce Jimmy spera să fie prima călătorie în jurul lumii a unui român într-un vas cu pânze. Dar, pentru că era atât de mândru de ceea ce urma să facă el, românul, odinioară închis între zidurile comunismului, a ținut să-și oficializeze plecarea și să facă anunțul chiar în țara lui. M-am gândit, totuși sunt român, cu toate că am pașaport britanic, aș vrea să mă întorc în România, că dacă vom completa un voiaj în jurul lumii, vreau să fiu primul român care a realizat acest lucru. În 76, cu iahtul am trecut din Grecia, în Turcia, în Marea Neagră, am ajuns la portul Tomis și am avut prieteni ascultători ai programului care au venit să ne vadă. Deși era perioada Ceaușescu, deși era multă cenzură, totuși am mulți ziariști care au venit și știu că era periculos pentru ei să vorbească cu cineva de pe un iaht englez. Abia apoi au plecat spre capătul pământului. Pe drum însă viața lor a trebuit să se schimbe, pentru că marea are regulile ei, iar acolo, paradoxal, prețul libertății e disciplina. Înveți că există un anumit ritm, nu câștigi nimic să fii nerăbdător, fiindcă există un ritm care ți-l impune marea. Normal, navighezi la o viteză de 10 km pe oră, nu? Atunci totul este mult mai lent. Nu ca o mașină, mergi cu 100 de km pe oră. Și atunci te obișnuiești ca să mergi din insulele Canare până în Caraibe 17 zile, 18 zile, 3 săptămâni. Traversezi Pacificul tot așa 3-4 săptămâni. Trebuie să ai o rutină, trebuie să fii disciplinat. Disciplina a fost impusă de copii, fiindcă știam că copiii trebuie să-și facă educație. Nu puteam să le riscăm viitorul. Iar pentru asta, fiecare și-a pus în joc partea sa de responsabilitate. Gwenda Cornell s-a recalificat ca învățătoare, iar Doina și Ivan s-au conformat unui nou stil de școlarizare, cu lecții făcute în leagănul mării și la lumina soarelui reflectată în apa oceanului. Copiii au hotărât de la început că preferă să facă școală pe iaht, pe mare, decât când suntem în port, când întâlnesc alți copii, când se pot juca cu alți copii, sunt liber să facă ce vor. Între timp, masa și direcția îi reveneau lui Jimmy Cornell. Am avut un sextant, un cronometru și o sondă. În fiecare dimineață trebuia să iau, de exemplu, acum aș lua altitudinea soarelui pe care o proiectez, îmi fac un calcul, după masă fac un alt calcul, unde se află soarele acolo și unde se întâlnesc cele două linii, acolo suntem noi pe planetă. Marinarii de azi nu sunt conștienți de faptul că pe vremea când noi am navigat, nu aveai nimic. Noi am navigat cu exact aceleași mijloace ca capitanul Cook 200 de ani mai devreme. Și toată această solitudine i-a unit. Micul lor univers i-a transformat în cei mai buni prieteni. Au învățat să ceară puțin și să trăiască aproape ca la început de vremuri, fără bani, cu haine la limită, mâncând doar peștele prins peste zi și petrecând serile citindu-și unul altuia din cărțile pe care le luaseră cu ei sau vorbind despre lumile fabuloase pe care le descopereau. Am avut două avantaje. În primul rând, faptul că soseam cu doi copii.
eram o unitate, un bărbat, o femeie, copii, deci o familie. În al doilea rând, faptul că eram jurnalist, căutam întotdeauna materiale și aveam un prim contact în fiecare țară în care suseam, mergeam și căutam, zic, uite, sunt de la BBC și caut un material. Rare o suseam într-un port ca în primele 6 ore să nu întâlnesc pe cineva care spune, a, fantastic, hai să vă duc undeva, vine la ferma mea, vino la mine. Trebuie să fii foarte modest și foarte umil și să te imaginezi că acești oameni vor să te primească, dar nu te cunosc. Nu există trib sau clan sau popor din lume unde străinul nu este bine primit. Și așa am fost noi primiți peste tot, în toată lumea. Cu magnetofoanele pregătite în barcă și un aparat de fotografiat mereu la îndemână, Jimmy Cornell trimitea de la mii de leghe depărtare reportaje radiofonice despre oameni interesanți și obiceiuri stranii, locuri despre care uneori românii cu BBC-ul dat în surdina nu auziseră decât în povești. Cea mai fascinantă țară pentru noi a fost Papua Noua Guinee. Oamenii au sărit din epoca de piatră în epoca modernă. Totul era așa cum ne imaginam că oamenii în Europa trăiau acum 5 sau 10 mii de ani. Și aceasta am văzut noi cu ochii noștri și am fotografiat și filmat. Voiajul său de 6 ani nu a fost deloc ocolit de peripeții, însă cumva marea i-a ocrotit. Am impresia asta că marea, oceanul a avut grijă de mine, că din fiecare situație dificilă am reușit să scap. Ca atunci când și-a văzut cei doi copii amenințați de un rechin. Doina era într-o parte, Ivan era în partea cealaltă și eu eram în mijloc și odată era un rechin care ne privea la circa 5 metri de noi și o baracuda la poate 3 sau 4 metri de noi. Și noi trei cu cei doi copii și mi-am dat seama că puteți să avem o problemă aici. Le-am făcut semn să vină repede, fiindcă nu trebuie să panichezi, trebuie să fii foarte calm și ne-am întors și eu am stat în apă până ei au ieșit din apă, s-au urcat la bord. N-a fost o senzație plăcută. Atunci, spune el, a fost singura dată când s-a temut de mare. În rest, nu-l sperie nimic când navighează. Dimpotrivă. Mie îmi plac furtunile. E marea furtunoasă în toată frumusețea ei, în furia, dar și frumusețea ei. Acum câțiva ani, traversam cu Gwenda din Fiji, în Noua Zeelandă, și era vântul, era puternic, 40 de noduri. Iahtul a avansat foarte repede, Gonda nu se simțea bine și s-a dus să culce în cușetă. Navigam la timonă și a deschis puțin poarta, fiindcă erau valuri care se spărgea și s-a uitat acolo, s-a uitat la mine și Gonda a spus, Jimmy, you are bloody crazy. Jimmy, ești absolut nebun. Și a închis capul, s-a dus înapoi în cușetă. Că m-a văzut că eram fericit și eram fericit, zburam. Între el și mare a fost o poveste de dragoste furtunoasă vreme de 20 de ani. În total a făcut de 3 ori în conjurul lumii complet și încă o dată pe jumătate. În total am parcurs circa 200.000 de mile în toate oceanele din lume. Și dacă vă gândiți că circumferința la ecuator e 24.000 de mile, 200.000 de mile e cam de 8 ori ca distanță. Apoi, dintr-o întâmplare, Jimmy Cornell a lansat o altă premieră în lumea navigației, primul raliu transatlantic al vaselor de croazieră. Se întâmpla în 1984. Fiind în portul de Las Palmas din Gran Canaria și văzând că în fiecare zi plecau 1, 2, 3 iahturi, toată lumea era foarte tristă și își pierdeau prietenii pe care i-au făcut în port, m-am gândit, băi, dacă tot o fac și toți traversează Atlanticul câte unul, de ce nu o fac împreună? Și am avut această idee să organizez eu un raliu. Această concepție de raliu transoceanic nu a avut să se încă loc nicăieri în lume. A avut un succes extraordinar. Am intrat direct în Guinness Book of Records. Competiția lansată de el continuă cu succes de 28 de ani. Tot așa, ideea arcului mi-a dat ideea de a organiza un raliu în jurul lumii. Și am organizat 5 raliuri în jurul lumii.
Deci astea sunt lucruri care au fost într-adevăr premiere. Așa a ajuns un român să fie menționat în lista celor mai mari 100 de navigatori ai secolului. Iar totul, spune el, a pornit de la imboldul de a scăpa de povara unei dictatori care îl priva de ce era mai scump. Ce mi-a dat întotdeauna mare a fost acest sens de libertate. Pe plan spiritual, cel mai important lucru pentru fiecare om este libertatea. Mai ales acum România, că este o țară liberă, oamenii adesea nu sunt conștienți de valoarea acestei libertăți pe care o ai, fiindcă nu poți să o definești, nu poți să pui mâna pe ea. Îți dai seama de ea doar atunci când îți lipsește. Iar el nu și-a mai dat niciodată voie să nu fie liber, ca om și ca spirit. Și e atât de fericit de ce i s-a întâmplat în viață, încât nu poate înțelege de ce pare să fie doar el deținătorul acestui secret care te înalță. Ne epuizăm viața în nimicuri. Suntem cea mai fericită generație care a trăit pe suprafața Pământului. Avem totul. Și numărul oamenilor care sunt nefericiți este uriaș. Și de ce? Fiindcă obsesia, fericirea pentru ei este un frigider, un televizor plat, o nouă mașină. Dar asta nu este, este libertatea, familia, prietenii. Dacă crezi în Dumnezeu, Dumnezeu, ce vrei, asta contează în viață. Spune că unora aventura lui ar putea să le pară egoistă, dar el știe că n-a ezitat niciodată să dea înapoi câte ceva din darurile pe care i le-a făcut viața. Și pentru anul 2000, toată lumea m-a întrebat, Jimmy, ai vreo idee? Sunt 2000 de ani de la nașterea lui Hristos. Chit că ești credincios sau nu, simbolismul este acolo. Deci, foarte bine. O să organizăm un raliu în jurul lumii, o să mergem la Ierusalim, la Mormântul Sfânt, o să aprindem fiecare o flacără și o să ducem în toate țările pe care le vizităm, 24 de țări. În decurs de 2 ani, 50 de iachturi au făcut în conjurul lumii, predând peste tot această flacără. Primirea a fost extraordinară. Cred că a fost probabil unul dintre cel mai mare succes al vieții mele. Acum, la 73 de ani, Jimmy Cornell navigatorul, Jimmy Cornell exploratorul, își măsoară succesul altfel. Și-a vândut ultimul iaht și s-a retras la țară în sudul Franței. Aici, într-o casă veche din adâncul unei păduri, el și soția lui mai navighează doar cu gândul, printre cărți și amintiri. În Antarctica, stațiunea științifică ucraineană mi-a dat această fotografie. Fiecare obiect din casă are povestea lui. Statuete, măști, fotografii făcute de el, care îl ajută să călătorească într-o singură zi din Antarctica la ecuator și din Pacific în Oceanul Indian. Și de toate, parcă e legat altfel decât se leagă oamenii obișnuiți de amintirile lor. Cea mai importantă de aici este Matafuena. Am avut un incendiu aici, totul a început de la șemineu, dar Matafuena nu a permis focului să treacă de aici. Aici s-a oprit totul și ea, bineînțeles, n-a fost atinsă. Ea este protectoarea mea și acestui birou. Aici, în câțiva metri pătrați, sunt strânse sute de mii de mile marine, mii de zile, sute de locuri și zeci de popoare. O bogăție pe care a descoperit-o, a cules-o și apoi a dat-o mai departe, prezentând-o lumii. Jimmy Cornell este cel mai citit autor navigator din lume. Cartea care are cel mai mare succes este World Cruising Routes, apărută acum 26 de ani, în 86. S-au vândut până acum, din ce mi s-a spus de către editură, peste 150.000 de exemplare, care o face cea mai bine vândută carte de navigație la ora actuală. Vă dau un exemplu. Dacă fac o rută între insulele Bahama și Panama, mă uit care sunt pericolele pe drum, dau indicații cum să navighez și așa mai departe. Pe când dacă veniți din Yucatan, din Golful Mexic, pentru a cobori în Panama, ai toate aceste pericole pe drum. Într-un dulap pe care recunoaște că nu l-a deschis de multă vreme, Jimmy Cornell își redescoperă trecutul peste care n-a mai dat de 20 de ani. Sunt textele acelui program Aventura pe care l-am păstrat original și pe care, care se transmitea în România fiecare duminică după masă la ora 6 în limba română de la BBC. Ăsta este primul program pe care l-am scris în 4 mai 1975 la începutul primului nostru voiaj cu Aventura și ultimul care a fost transmis în 20 septembrie 1981. Bine v-am găsit, dragi ascultători. Duminica trecută v-am transmis întrebările primei faze a concursului Naftalina.
sau să fi spus cortina care marchează sfârșitul serialului Aventura. Așa, cu amintirile lui cât patru vieți, departe de agitația lumii, dar aproape de mare, Jimmy Cornell trăiește fericit și împlinit în această lume doar a lui, imaginată pe vremea când totul în jur avea granițe, limite care însă pentru el au fost doar o lecție dură din care a învățat cum să trăiască. Român chiar și acolo unde nimeni nu știa ce înseamnă, Jimmy Cornell păstrează însă și astăzi România ca pe o cicatrice a sufletului său. Mă doare faptul că România nu și-a realizat potențialul. Simt o mare durere când mă întorc în România, că toată această libertate pe care a obținut-o România după căderea comunismului, toate posibilitățile pe care le-a primit după ce a intrat în comunitatea europeană, le văd pierdute, ratate, și mă doare, fiindcă totuși sunt român. Am rămas român, o să rămân român toată viața. Acum o jumătate de secol, dintr-o țară ferecată între granițe prea înalte, un om a plecat în căutarea visului său. A petrecut pe mare probabil mai mulți ani decât pe uscat. A vâslit în oceane mai mult decât a călcat pe pământ ferm. Și a înțeles, după 7 decenii de viață, că o voință de fier, un suflet deschis și o frunte ridicată cât mai sus ajung să-ți câștige libertatea. Nu sunt medici, dar tratează oameni. Nu folosesc pastile sau bisturiu, dar au convingerea că vindecă boli incurabile. La limita dintre miracol și știință, medicina alternativă și-a găsit repede adepți în rândul românilor, care acceptă să fie tratați cu diete speciale, miere crudă sau cu muzică. E mai ieftin, spun pacienții. Nu există efecte adverse, iar rezultatele sunt spectaculoase. Unii sunt chiar convinși că astăzi trăiesc doar pentru că au avut curajul să renunțe la medicamente și să meargă pe mâna tămăduitorilor moderni. Cât e adevăr și cât coincidență, vedeți săptămâna viitoare în premieră. Pentru astăzi ne oprim aici. Vă așteptăm cu drag să ne scrieți pe mail sau pe Facebook, să comentați subiectele sau chiar să ne dați idei de reportaje. Ne revedem duminică la aceeași oră cu încă un episod în premieră.